Erau doi copii la școală, preteni foarte buni, dar nu-și cunoșteau părinții, familia. Și unul îmi dădea, zice, bă, zice, ce lucrează tată? Eu știu, maestru în combinat în Sighe, judecător la Marghita, eu, preot. Da, tată, întreba celălalt. El săracul ce-a văzut acasă. Tot ce zice mama. Nu râzi, că e foarte frumos. Dacă mama a zis și-a mit încoace, zice, vezi, mergi la frață acolo, așa, așa, așa. Vreo 15 ani în urmă trebuie să mă duc să trec granița cu ajutoare la un sat de români, Balachi, români, la vreo 180 de kilometri din Sighet, cu fratele David. Și golim dulapurile de la fete, când au plecat în diaspora, și fetele, și nepoatele, și tot ce-a fost nou și bun, în Logan nou nouț, bagajul mare. Când a fost aproape gata, ce fugi la Artema, care fur, și cumpără ce salam, 2 plus 1, să le punem în fund, acolo ducem și mâncare. Și a fost ora două noaptea când am bagajele le-am pus și nu ne-am culcat, ne-am rugat și la trei ori trebuie să plecăm, să trecem vamă. Și ne-a rugat cu nevastă, mi-a plăcut, Doamne, fă să trecem. Nu era voie, mai ales salamul. Și vine un vameș cărunt, bagajele vă rog, deschid portbagajul, aproape că n-ai putut băga un ac în portbagaj, haine plin. Ce-s cu hainele astea? Domnul vameș, că noi ne și știm să ne facem și smeriți și să aproape plângem, dar lacrimile nu ies. Domnul vameș, mergem cu o biserică nouă protestantă de peste Tisa la un sat de români și ducem niște ajutoare. Și ne-a închis portbagajul, noroc că mi-am tras mâna, că rămâneam fără ghește. În portbagaj, știți ce scrie în Matei 25? O zic câtă mine. Au, zic, ai încurcat o prietenie în gândul meu. Zic, în Matei 25, luă seama cum citiți că va fi o judecată dreaptă și adevărată. Știam o poezie. Bine, bine, ce dați-i drumul. Și am dat drumul. La ucraineni, ca niciodată, un control de la Kiev, un colonel și doi capitani și făceau la 6 mașini, dimineața la 4. La 6 mașini făceau controlul și de drumul. Se uită, filmau și noi ne rugam cu nevastă mea. N-am păcătuiesc să zic, Doamne, urgei, dar Doamne, numai să nu vadă. Știi, Domnul, cum? Fraților, au controlat până în fața noastră. 6 mașini, au plecat. Noi tăi ne-am dus încet către vamă și o pornit de la noi în spate. Nu ne-o deschis portbagajul. Și la vreo 3 zile mă întâlnesc cu vameșul prin oraș, prin Sighet. Domnul vameșul, auzi, eu sunt de la Oradea, de la aeroport. Pocăit baptist, Foica. Dacă știți, acum a intrat în pensie, Foica Ghiță, baptist de la Oradea. Și zice, m-a trimis o lună de zile aici să schimb pe cineva. Dumnezeu o trimis și mă duce acolo că șanta trebuie să treacă din coace. Și Dumnezeu lucrează. Mai este la sfârșit o judecată. Cumplita judecată de apoi. Căci este drept să-și ară splata cum a lucrat oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează. Lăsăm în urmă tot ce am scris și spus, dar tot ce dăm la cei ce ne urmează, mereu de rob, când noi de mult ne-am dus. Îi creștem buni, la fel și ei vor face. Îi creștem rău, la fel vor îndruma. Îi îndreptăm înspre război sau pace, rând după rând, pe cât ne vor urma. Și abia atunci, la marea judecată, vedeam toți uimiți cu adevărat cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. O,
voi cei mari conducători de gloate, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate, voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. Dar pentru tot ce ne urmează, la marea judecată de apoi, cu ochii miți oricare o să vadă cât rău, cât bine a început cu noi. Amin.